Ne găsim la o intersecție atât de densă, aș spune, dar atât de frumoasă și de bună. Sunt zilele Paștelui, este ziua mamei, este ziua nunților, nu? Anthony și Taylor și familia Dobrin și că a venit cu armată serioasă, tărituri serioase aici. Suntem la această intersecție fericită și fiind conștient de acest lucru, am stat înaintea lui Dumnezeu și am cerut un cuvânt pentru o astfel de ocazie. M-am aflat ca și bucătăria asta, care, sau doamna casei, care tot timpul zice, nici nu știu ce să mai fac de mâncare. Le-am făcut pe toate. Și deodată zice, a, gata, mi-a venit o idee. Bun. Cu atât mai mult, dacă Dumnezeu lucrează în acest domeniu al vieții de fiecare zi, cu atât mai mult lucrează El în ce privește masa sufletului nostru, pâinea vieții sau hrana duhovnicească pe care ne-o dă El. Astfel că astăzi vom merge să ascultăm o predică a Mântuitorului nostru asupra unei teme pe care rar o întâlnim prin biserici, foarte rar. Și când a fost predicat aici, s-a lăsat cu scandal mare de tot. Până acolo încât ascultătorii din bănci au pus mâna pe pietre imediat să omoare predicatorul. Așa predică, Vicu, așa predică. Cineva care nu știa limba, dar ar fi văzut adunarea. Și ar fi văzut că oamenii au ascultat câteva minute, dar după aceea s-au ridicat să-l omoare. Cineva dintre oameni ar fi zis, Doamne, ce-o fi zis omul ăsta de vor să-l omoare? Ăștia trebuie să fie ceva foarte grav. Și ia să vedem noi ce a fost așa de grav încât ei au pus mâna pe piatră. Mergem în Ioan capitolul 8, versetul 56 și aici o să aflăm tema predicii pentru care Iisus urma să plătească cu viața. Tatăl vostru Abraham a săltat de bucurie că are să vadă ziua mea. A văzut-o și s-a bucurat. Pentru această predică ei au luat pietre în mâini. Despre orice se permitea a se vorbi în biserică, dar să vorbești de bucuria aceasta? Să vorbești de faptul că el a săltat de bucurie, tatăl vostru a fost pur și simplu entuziasmat până la ceruri când a crezut în ziua mea, spune Iisus. Numai când a avut gândul acesta, spune Scriptura, când urma să vadă, nu văzuse încă, dar când urma să vadă ziua aceea, a săltat de bucurie, aceasta e credința. Aceasta este credința. Pentru o așa predică, oamenii aceia trăiau într-o cumplită întunecare sufletească. Întunecare ca a lui Cain. Și Biblia spune că ei sluțeau fețele, se chinuiau să arate groaznic de preocupați, de întunecați, se mai loveau de grinzi, de lemne câteodată, că dacă mergeau așa de supărați. Și Mântuitorul a spus să nu urmați exemplu acestor oameni întunecați. Dacă ziua Domnului e adevărată și ai crezut din toată inima în ea, atunci ea trebuie să fie suprema bucurie. Și atunci bucurați-vă și iarăși zic, bucurați-vă! Așa este că lucrurile vieții sunt îndreptate în direcția distrugerii bucuriei sufletești a noastră. Așa sunt ele îndreptate. Dar Dumnezeu care este prezent întoarce totdeauna răul în bine și spune Sfânta Scriptură că eu am întors blestemul în binecuvântare. Domnul face lucrul acesta. Părintele vostru, tatăl vostru, părintele credincioșilor, nu părintele unei națiuni. Acestea au venit mai târziu, conceptele acestea, și au fost un blestem pentru omenire până astăzi. Nu, ci părintele credincioșilor, adică al oamenilor care au credință în Dumnezeu, oriunde, în spațiu și în timp. Despre aceasta era vorba. Tatăl vostru este acela care a săltat de bucurie că a văzut ziua mea. Voi de ce sunteți așa supărați, întreba Iisus în adunare. Dacă El e tatăl vostru, El este tatăl vostru, s-a bucurat și voi spuneți că sunteți fiii Lui. Păi dacă sunteți fiii Lui,
Îi întreabă Pavel pe galateni, unde e bucuria voastră, fraților, atunci? Dacă vine Domnul, dacă aceasta este, nu? Unde este bucuria voastră care să mărturisească și unui chinez și unui hindus, nu contează ce limbă vorbește, omul ăla să citească, Domne, înseamnă că aici, în sufletul ăsta, este ceva, e un motiv de o așa bucurie să citească lucrul acesta. Tatăl vostru a săltat de bucurie care să vadă ziua mea. Ziua mea a venit. Voi de ce nu vă bucurați? Iubiții mei, ni s-a spus că două zile sunt importante în viața fiecărei ființe umane. Care sunt acele două zile? Ia să vedem. Ziua în care te-ai născut și botezul. No, ei zic așa, ziua în care te-ai născut și ziua în care ai aflat de ce te-ai născut și pentru ce te-ai născut. Ai înțeles scopul și destinația vieții. Dar lucrul ăsta este copilăresc, e jos de tot. Păi Hitler când se gândea, ziua lui că s-a născut și după aceea se gândea pentru ce s-a născut și până la urmă s-a declarat trimis de Dumnezeu. Și alții ca el. No. Într-adevăr, două zile sunt importante în viața noastră. Una este ziua în care te-ai născut și a doua este ziua Domnului. Aceste două zile sunt importante în viață. De aceea ne naștem, de aceea trăim, spre acolo ne îndreptăm. Mi-a scris chiar azi dimineață un prieten care chiar acum cred că este, e online și ne urmărește. El este prezent totdeauna online cu privire la noi și a spus, Domnule, m-a ascultat de sabatul trecut și am înțeles că totdeauna tot ce facem trebuie să ne îndreptăm pașii spre cruce. Așa este. Așezați-mă oriunde în Scriptură și mă voi îndrepta direct la cruce, spune Spurgeon. Dar lucrul acesta merge puțin mai departe și anume, când plecăm pe drum, noi nu numai că plecăm spre cruce, dar plecăm de la cruce, plecăm cu Dumnezeu. Și nu numai că plecăm de la cruce, dar luăm crucea cu noi, adică jertfa credinței o luăm cu noi și ne îndreptăm spre lucrul acesta. Nu trăim într-o lume care să privească favorabil bucuria mântuirii. Nu. Și nici între noi lucrul acesta nu e foarte popular. Ce a zice să fi intrat Abraham aici săltând de bucurie? Ce ai mă frate, ai luat ceva sau s-a întâmplat ceva? N-ar fi fost bine primit. Dar cu adevărat aceasta este o poruncă de la Dumnezeu. Știu că dragostea nu se poate porunci, zic unii, dar depinde cine poruncește. Dacă poruncești tu, Doamne, e o bucurie mare pentru mine. Vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții. Dumneavoastră ați ascultat rugăciunea de la copii? Rugăciunea care a fost rostită aici? Păi numai un copil se putea ruga pentru așa ceva și un copil cu suflet curat, doar un copil, altfel nu văd o altă posibilitate. Dar aceasta e o poruncă. Vă poruncesc să vă iubiți unii pe alții și împreună cu porunca vine puterea. Vă poruncesc să vă bucurați. Bucurați-vă și iarăși zic bucurați-vă. Și răspunsul nostru, ne bucurăm și în necazurile noastre. Știu că ele sunt făcute ca să distrugă bucuria zilei Domnului din sufletul nostru. Pentru asta sunt făcute ele, dar ne bucurăm și în necazurile noastre. Pentru că știm că necazul n-are ultimul cuvânt. Nu. Ci Dumnezeu îl întoarce în bine. Imediat în mediul acela, ca și în cel în care trăim noi, se manifestă un fenomen, recomand în special celor tineri care au acces la internet, se numește gaslighting. E ceva cutremurător, fenomenul acesta. Nu este de acum. Acum i-au dat numele ăsta după o carte care a fost scrisă în anii 42-44, în care se arată cum un soț încerca să înnebunească pe soția lui la minte, mutând lumina de la lampă într-un fel sau altul, lucrurile de acolo, încât la un moment dat ea să nu mai știe care e realitatea. Nu intrăm în lucrul acesta. El s-a manifestat cu primii noștri părinți în grădină. El s-a manifestat în deșert cu Iisus, în pustia ispitirii și El se manifestă în viața noastră în diverse forme.
Un om poate să fie autorul la așa ceva, la această formă de manipulare a minții, sau poate să fie victimă. Dar obiectivul este ca legătura dintre mine și realitate să fie ruptă, adică să mă uit la ceva și să văd altceva, să ascult ceva și să aud altceva. Acesta este mijlocul prin care a lucrat cel rău asupra vieților oamenilor. Dar, iubiții mei, cel care a venit, a venit să ne elibereze de sub puterea aceasta a întunericului. Și motivul acesta e suficient de mare ca noi să săltăm de bucurie în sufletul nostru. Și astăzi, când avem aniversările acesteia intersectate aici în adunarea noastră, să învățăm să trăim bucuria aceea pe care o numim bucuria mântuirii și pe care Mântuitorul nostru a trăit-o nu la biserică aici, la program, ci a trăit-o în timpul răstignirii lui. După cum spune Scriptura, pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea. Ce este cu această predică atât de enervantă a Domnului nostru Iisus Hristos, încât oamenii au fost gata de crimă? Ce este cu ea? De ce s-a revoltat șarpele așa de rău? Pentru că avem scris aici în cuvântul lui Dumnezeu, în Neemia, capitolul 8 și versetul 10. Bucuria Domnului va fi tăria voastră. Așa să ne ajute Dumnezeu. Amin.